Tineri talentați au venit la Roman la ediția din acest an a concursului regional denumit Muzica e viața mea și organizat de Clubul Copiilor. Competiția s-a adresat soliștilor vocali cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani. 58 de concurenți au participat la acest festival muzical. La această ediție participă un număr de 58 de copii din 7 județe ale țării. Sunt împărțiți în 5 categorii de vârstă, de la 5 la 19 ani. Se vor acorda premii la toate categoriile de vârstă, premiul 1, premiul 2, premiul 3 și mențiune, iar la sfârșit se va acorda marele trofeu al festivalului. Bineînțeles că organizatorii au pregătit și câteva premii speciale pentru atât din partea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, cât și din partea Primăriei Municipiului Roman. Juriul a ținut cont în primul rând de calitatea interpretării, dar și complexitatea acompaniamentului muzical sau de prezența scenică. Premiul întâi, în funcție de categoria de vârstă, a fost obținut de Maria Teodora Gugescu din Botoșani, de Alexandru Cristian Preda din Focșani, de Daria Petrina Crețu din Vaslui, de Carmen Lorena Acatrinei din Piatra Neamț și de Ana Maria Pița din Roman.